Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Sava și urmăriți Descoperiți. Cu o lună în urmă, Alexandra trăia deja cel mai mare coșmar al vieții sale de adolescentă de 16 ani. La această oră se afla deja în casa lui Gheorghe Dincă, unde spune că a fost violată. Dimineața i-a apărut o rază de speranță. Dincă a plecat timp de mai multe ore din casă și a putut să sune la 112. Doar că a dat peste autoritățile din România, care nu doar că nu au reușit să o salveze atunci, acum o lună, dar ar fi putut să o salveze de toată această tragedie, dar că și-ar fi făcut treaba acum 4 luni și jumătate, când același Dincă a răpit-o pe Luiza. La o lună de la dispariția Alexandrei și 4 luni și jumătate de la dispariția Luizei, există o groază de găuri, lucruri absolut halucinante și inexplicabile în anchetă, dar veți vedea și piste extrem de importante care au fost abandonate. De ce? Este Dincă protejat? Este vorba despre incompetență sau poate nu sunt importante? Sau protejează și el la rândul lui pe altcineva? Vă arătăm în această seară două teorii incendiare legate de răzgândirea subită a lui Gheorghe Dincă. Are legătură cu oamenii extrem de puternici din jurul său, îi veți vedea cine sunt. Ca să continue aberația, vă arăt și 3 martori cheie pe care anchetatorii nu i-au audiat. Din nou întrebăm de ce? Ce secrete ascund acești oameni? Au toate astea legătură cu Italia? Foarte posibil, pentru că veți vedea, avem detalii și despre acest lucru. Însă punctul culminant al serii va fi un document absolut devastator din Statele Unite, un document oficial care are legătură și cu acest caz. Începem însă mai întâi cu găurile din versiunea prezentată până acum de procurori, mișcările inexplicabile despre care vă vorbeam din anchetă, pistele abandonate și cercul de oameni puternici din jurul lui Dincă. Inima îmi spune că trăiești, că ești în viață. Ai fost violată? Să o aducă, chiar dacă aia să o lase la o margine. Nu mă mai interesează după aia cine a făcut treaba asta. Nu mai vreau să o aducă. Spunea tot timpul că îl oprește un zid. Care era acel zid? Vreau să dau înainte și sunt oprit de un zid. Eu aș vrea să știu care ar fi fost acel zid. Este răpită, dusă în Caracal, violată, da. Și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla. A trecut o lună deja de când copila Alexandra Măceșanu, în vârstă de 16 ani, suna disperată la 112 sperând să fie salvată, spunând printre lacrimi că a fost răpită și violată. Și au trecut 4 luni și jumătate de când bunicul lui Zei Melencu, o fată de 19 ani, mergea la poliție să anunțe că nepoata lui nu a mai ajuns acasă de la Caracal. În cazul ambelor fete, după atâta timp, acuzațiile familiilor fetelor sunt cel puțin la fel de grave. Mușamalizare și clanuri protejate, în primul rând, fiindcă nimeni nu a fost în stare să le spună ce s-a întâmplat cu copiilor, apoi fiindcă ancheta e plină de bâlbe, găuri și controverse, iar piste importante par cel puțin că au fost abandonate, dacă nu mai rău, că n-au fost niciodată urmate. Întâi, la o lună după ce conducerea DIICOT a descins în curtea lui Dincă și s-au unit toate forțele din România pentru o anchetă, niciuna dintre familii nu are o probă certă că vreuna dintre fete ar fi moarte, deși au primit condoleanțe de la toate instituțiile statului. Președinte, premier, ministrul justiției și inclusiv parchetul general vorbea într-un comunicat oficial despre, cităm, adolescentele ucise, cu 4 zile înaintea primului raport preliminar de ADN, cel al Alexandrei. Pentru Luiza nu există nici până acum vreunul, iar cel pentru Alexandra este bazat doar pe probe luate din dinți, un om putând să supraviețuiască și dacă nu mai are niciun dinte în gură. Să fie neglijență în comunicare, familia Alexandrei crede că nu, că se încearcă declararea oficială a decesului cu scopul mușamalizării. Apoi, de ce nu avem măcar o concluzie despre bâlbele autorităților din ziua în care Alexandra a sunat la 112 și nu doar că nu a fost găsită la timp, dar polițiștii și 5 procurori au păzit poarta lui Gheorghe Dincă până la 6 dimineața? De ce o serie de probe au fost găsite mult mai târziu, deși existau indicii sau, teoretic, au fost mereu
în casa lui Dincă. De exemplu, de ce după telefonul Alexandrei s-a mers în parc abia vineri, pe 2 august, deși Dincă le spusese încă de duminică, 28 iulie, unde l-aruncase. La fel și în cazul telefonului de pe care Dincă sunase familia lui Zi încă din luna mai. Sau de ce nu au fost găsite decât după o săptămână probele de sânge din camera unde se presupune că a fost ținută Alexandra, iar unele imagini de pe camerele de supraveghere au fost luate de la presă. De ce după ce tot pe 28 iulie copiii lui Gheorghe Dincă au declarat că ar fi văzut doi bărbați ieșind din curtea tatălui lor la ora la care el o luase la autostop pe Alexandra, peste 3 zile șeful DIICOT a ieșit în conferință de presă să ne spună că se pare că Dincă a acționat singur, după doar câteva zile de anchetă. Iar așa ajungem la una dintre cele mai spinoase întrebări. De ce după doar 3 zile de anchetă procurorii DIICOT au decis brusc să-l aducă pe Dincă la București și să anunțe suspendarea anchetei timp de circa o săptămână, susținând că nu pot continua cercetarea fără acesta, deși nu era adevărat, putând fi prezent un avocat de-al lui. Asta după ce imaginile au arătat cum primele cercetări s-au făcut în totală bătaie de joc, fără mănuși, cu mucuri de țigară aruncate în tot câmpul infracțional, nerespectând la reconstituire traseul indicat de Dincă și tot așa. Inclusiv filmul evenimentelor prezentat de Dincă și preluat de anchetatori al presupusei ucideri a Alexandrei este contestat de mulți că nu ar fi avut timpul necesar, chiar și dacă nu ar fi existat deloc asupra sa presiunea posibile apariții iminente a poliției, după ce aflase că Alexandra sunase la 112. Ca să nu mai punem problema dacă putea fi incinerat până la calcinare un cadavru în butoiul Paradit din curtea lui Dincă. Apoi, după ce Dincă le spune că ar fi aruncat corpul lui Zei Banolt, Ban Dunăre, pe care ar fi ucis-o înainte să-i vină soția în țară, deci înainte de 24 aprilie, îi duce la o lizieră unde găsesc o seminte despre care Dincă spune că sunt ale fetei omorute în luna mai. Și nimeni nu vorbește despre o posibilă a treia victimă, ci tot despre Luiza, deși și în casă se găsise păr roșcat de femeie ce nu corespundea nici celor două fete, nici soției lui Dincă. Pare că se încearcă acreditarea din răsputerea variantei că sigur fetele sunt moarte, ucise de Dincă, sigur nu sunt complici și sigur nu mai sunt și alte victime. Dar poate cea mai mare bizarerie este legată de modul în care Dincă s-a apucat de recunoscut totul. Vineri, 26 iulie, Dincă susținea sușitare că n-a văzut-o în viața lui pe Alexandra. Pe Luiza, nici atât. Controversele erau deja uriașe în presă, legate de acțiunile procurorilor și de neintrarea în casa groazei timp de 19 ore de la apelul Alexandrei la 112. Noaptea, procurorul Cristian Ovidiu Popescu de la Caracal trimite unor colegi un SMS în care explică ce s-a întâmplat, dar și cum își imaginează el că a omorât-o Dincă pe fată. Duminică, pe 28 iulie, brusc, Dincă cere să discute doar cu un anumit polițist. După o conversație de o oră, se decide să recunoască uciderea Alexandrei. Până și avocatul său a rămas cu gura căscată, după cum a declarat când a povestit evenimentele. Iar varianta privind uciderea Alexandrei este leită celei descrise de procuror în SMS-ul de cu o zi și jumătate înainte. Apoi îi se pune în față poza lui Izei, singură, fără să o recunoască dintre mai multe fotografii, și Dincă spune că a omorât-o și pe ea. După câteva zile apare și o altă femeie care l-acuză de viol, Dincă recunoaște imediat și asta. Măcar de control poate ar trebui să-i pună cineva în față și poza lui Kennedy, să se asigure că nu face mișto sau nu se gândește să-i învoce în instanță că a fost bătut, de a recunoscut orice i s-a cerut. Așadar, Dincă este în același timp ucigașul cu crima perfectă, de a reuși să scape fără urmă de două cadavre într-un butoi de tablă și în același timp recunoaște în fața anchetatorilor două crime, deși este convins că nu a lăsat probe. Este firesc să apară teoria că încearcă să devieze atenția pentru ca ancheta să nu ajungă la altcineva sau să nu mai fie căutate fetele. Și așa ajungem la pistele care cumva au fost îngropate de zgomotul creat de tot felul de detalii sordide sau menținerea atenției doar asupra poliției. De exemplu, prin scurgerea în presă convenabil a mesajelor dintre șeful poliției Olt și controversatul Remus Rădoi, zis Codiță. Să uităm despre cum dacă timp de 3 luni și jumătate la DIICOT Craiova s-ar fi făcut ceva și Dincă ar fi fost prins, nici măcar n-a mai fi discutat astăzi despre drama Alexandrei. Mai ales că în dosarul lui Izei există poza mașinii cu care au fost luate ambele fete. Sau să nu ne mai gândim cât de bizar este că la aproximativ o oră după ce Alexandra a sunat la 112, procurorul Vasilescu de la Craiova, care n-avea nicio legătură cu cazul, ar fi văzut știrea la televizor și s-a părut că ar avea legătură cu dosarul lui Zei. Sau să nu mai întrebăm de ce procurorul general a confirmat mai întâi că Dincă fusese identificat încă din dosarul lui Zei, ca apoi să retracteze totul la distanță de 2 ore. Fiindcă, dacă ar fi așa, s-ar contura o ipoteză extrem de gravă, unei protecții foarte supuse pentru un amărât ca Gheorghe Dincă. Când ați aflat de existența acestui Dincă și cum? Deci, eu când am avut probleme personal cu Mihai, celălalt, era și el acolo, care
se ocupa cu fetele, găsea de muncă din bari. Ei, erau, să le zicem, proxeneți? Stau împreună și se ocupau și cu așa ceva. Așa l-ați cunoscut și pe Dincă? L-am văzut, era și el tot în zona aia, în piața Umberto. Erau violenți, deci oameni violenți. Deci de la început se auzea când veneai acolo, ferește-te de persoanele alea că să n-ai probleme. S-a vorbit mult la început despre activitățile lui Dincă și ale familiei sale în Italia, doar că nu a apărut niciun indiciu despre audierea vreuneia dintre persoanele nominalizate, iar subiectul nu este menționat nici în declarațiile soției, fiicei și a doi dintre fiii lui Dincă. Al treilea fiu, cel din Italia, nici nu a fost văzut pe la audieri. Între timp, până și unii dintre martorii care au vorbit public s-au răzgândit sau nu i-a mai văzut nimeni. Am dat până și numele celor care el a fost în Italia sau în alte părți, în alte țări din Uniunea Europeană. Și unde a dus femei, cum spune, la muncă? Dacă acești oameni acuzați că au avut treabă cu Dincă au fost audiați, atunci de ce se ascunde asta? Dacă nu au fost, atunci nu e de presupus că o eventuală rețea ar avea timp să se reorganizeze, să șteargă urmele dacă nu se acționează repede? La o lună de la izbucnirea scandalului, din puținele informații oficiale, Dincă este un monstru singuratic, deși unul cu niște cunoștințe, se pare, cu extrem de multă putere. Un afacerist foarte bogat și influent din zonă, un fost procuror șef, un fost șef de poliție, o fostă judecătoare și un fost ofițer SRI.